Și invităm în arenă pe... pe Petra Țurlea! Doamna Petra! Bine ați venit, doamna Petra! Bine v-am găsit! Ce faceți, doamnă dragă? Pensionară, bine. Pensionară, mulțumesc. Bine fericită? Foarte. Cu ce v-ați ocupat înainte? Grefier. Grefier? Opa, unde? În alta curte de casație și justiție. În alta curte de casație și justiție, acolo unde vin oamenii să se simtă bine, să se distreze, să mănânce, să bea și da, să plece în pături. Nu pleacă, doamne ferește, nu pleacă. Vă place emisiunea asta, vă uitați acasă la ea? Zilnic. Zilnic, da? N-ați dat niciun episod? Mă așez în fotoliu și... Perfect, deci știți despre ce este vorba, da? Eu vă doresc acum succes. Dacă e schimbat, acum dacă s-a mai schimbat ceva, e. Baftă multă vă doresc, doamnă. Licitația cu numărul 2 din această seară începe chiar acum. Da, pe sistemul poate să ningă, poate să plouă. Mi-am luat șmecherie nouă, ceea ce mi-ar plăcea și mie. Această șmecherie se numește uscător electric pentru încălțăminte. Adică 4 perechi odată. Uscător electric pentru încălțăminte. Este fabricat din aluminiu, are buton on-off, funcționează la priză și are o putere de 80 de W. Cât să coste? O minunăție! Ia să văd, ați cumpărat vreodată așa ceva? Cât să fie? 98. 98 de lei. Pac, direct? Direct. Viorel? 109. 109, îmi spune pompierul de serviciu astăzi, Viorel. Laura? 69. Ok. Mariana? Ca să nu zic și eu tot cu 9 în coadă, 90. 90, îmi spune Mariana. E, Viorel vine de data asta. 109, 249. Fiind acest dispozitiv de... ceva. De să... ceva, habar n-am. Vino Viorel aici, te salut. La bună. Iubesc meseria asta pentru că și fratele meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost pompier și știu că vă zbateți cumva mai mult decât trebuie pentru siguranța noastră și e o meserie nobilă și vă mulțumesc pentru asta. Viorel, norocos? Da. Soția, știu, am văzut că ai trecut pe lângă ea și ai dat mare pup, ai dat așa când ai trecut, copii? Avem doi gemeni. Ai scăpat odată și gata. Bravo! Mulțumim! Ce, băieți, fete, băiați și fată? Băiat și fată. Și pereche! Mamă, perfect! Cum înțeleg, pentru mine e ceva, nu, diferența între ei mei de 2 ani și un pic. Culcă băiatul să trezește fata, să trezește fata, să culcă... Cum faci? Fiecare cu copilul lui. Adică e altul pe al tău, tu ești cu băiatul sau cu fata? Cu fata. Exact, normal, tații cu fetele. Adoarme sau... Adoarme. Adoarme, ceea ce... E bine. Iar micuța e o mare fană de-a ta, să știe. Oh, mâncă ești grei, să rămân, la mulțumesc. La 8 luni să uită la mine, zăi. Da, de-aia am și venit la emisiunea asta. Ia ți-a zis! Da. Cum? Adoarme? Să uită la emisiune? Să uită la televizor și aplaudă. Ai înțeles? Ați înțeles? Voi nu pricepeți. Dar ăștia mici de 8 luni pricep exact ce vrem noi aici să spunem. Mergem împreună cu Viorel al doilea joc din această seară la prețul cel bun. Vedem cum stă cu norocul. Că promite. Revenim imediat. Dragii mei, joc un Sibian. Cu un Sibian X și 0. Ai mai jucat X și 0, nu? Am mai jucat, doar da. Că o să joci doar tu cu X-ul. Eu joc un 0 invizibil. La acest joc... la acest joc minunat X și 0, tu poți câștiga astăzi, ne spune Andrei. O super mașină de spălat rufe. Dar nu doar atât. Pe lângă ea am pus și tot ce îți mai trebuie ca să o folosești. Un coș de rufe, detergent, gel anticalcar, balsam de rufe, chiar și un uscător vintage. Bine, rufele murdare, știi cum e, tot în familie se spală. Noi vă dăm doar ce aveți nevoie pentru asta.
Un X îți dau de la mine. Da? Mai ai nevoie de 2. De 2. Sau de 1. Dacă cumva ai o putere magică și să vezi unde e X-ul ascuns de noi aici. Da? Până un alt hai să jucăm aceste jocuri minunate, că poate cine știe, faci 3 de X și nu mai ai nevoie de X-ul nostru. Avem două produse, la fel rog pe Andrei. Andrei, repede înainte să ne spui cu ce începem. Avem o saltea pentru yoga. Este recomandată pentru practicarea activităților fizice de acasă, yoga, pilates sau fitness. Este realizată dintr-un material ce conferă confort, o senzație moale și plăcută. Iar următorul produs este o cană filtrantă. Foarte practică. Ia-ți adio de la peturile care se degradează în 1000 de miliarde de ani și bea apă proaspătă filtrată. Cartușul se schimbă cam la 150 de litri de apă consumată. Acum nu vreau să pun presiune pe tine, dar cu siguranță ai nevoie de mașina aia de spălat. Este. Crede-o. La 2, trebuie 2. Totul la dublu. Da. Așa că hai să vedem dacă o putem câștiga. Avem o saltea yoga. Noi am afișat două prețuri aici și tu trebuie să-mi spui care este prețul adevărat. 39. 39, îmi spune odată. 39 de două ori, 39 de trei ori, da! Mai ai un X, bravo! Ai nevoie de ăsta ca de aer. Avem două prețuri. 80 sau 100? 80. Și îmi spune sigur pe el 80, soția stă acolo. Să spăl, să spăl, să spăl. Te văd așa mai rece și mai... Se bucură Viorel, vă spun eu, dar mai în interior, așa că ei nu sunt... Se bucură soția și pentru el, pentru că ce crezi, a câștigat! Încă un X! Hai să vedem cum joacă! Cum joacă Viorel astăzi, zic și zero cu mine! Pac un X acolo! Pac un X! Și bineînțeles a făcut... Yeah! Yeah! Bravo! Dragul meu, Viorel, astăzi ai câștigat o mașină de spălat rufe cu tot ce ai nevoie pentru ea! Și hai să vedem unde pariul meu cu Andrei de fiecare dată unde să fie! La mijloc! Eu. La mijloc și eu spun că este... Tu spui sus? Eu te bag, câștigă și acum! Ne ai câștigat și acum, Viorel, bravo, felicitări, mergi în finală! Iar noi mergem un pic, încă un pic. Mai avem un singur câștigător de luat de aici, de la mine din platou și mergem și noi în finală. Revenim imediat!